Aș vrea să vorbesc în această seară despre o familie și mi-am ales cea mai apropiată familie despre care s-a vorbit până acum, când am vorbit despre familie în urmă cu 4.000 de ani, poate 3.000 de ani. Aș vrea să vorbesc despre o familie care a existat în ființă cu aproximativ 2.000 de ani în urmă. Și mi-a luat acest subiect să vorbesc despre Iosif și Maria, și anume părinții Domnului Iisus Hristos. Înainte ca Geneza să se desfășoare și să avem primul verset din Geneza care spune că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dumnezeu a creat oștirea cerească. Și înainte ca Dumnezeu să facă aceasta, exista Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt. Suntem de acord cu asta? Tot ce se întâmpla înainte ca Dumnezeu să creeze oștirea cerească sau să ne creeze pe noi, pământul și toate lucrurile care citim în Geneza 1, exista Dumnezeu Tatăl care iubea pe Dumnezeu Fiul și iubea pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Fiul iubea pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt iubea pe Tatăl și pe Fiul. Părtășia între ei trei era una perfectă. Și Dumnezeu îi vine un gând. Zice, hai să nu fie părtășia aceasta doar între noi. Și spune în Geneza 1:26, cred că, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și apoi avem pe Dumnezeu care iubește pe Fiul, care iubește pe Duhul Sfânt, dar mai iubește și pe om. Și Dumnezeu vrea să aibă această conexie cu fiecare dintre noi. Când Domnul Iisus coboară pe pământ, această conexiune de iubire, Tatăl, Duhul Sfânt și Fiul, nu se întrerupe. Și Dumnezeu vrea să introducă pe om în această relație a dragostei. Și unul dintre modurile în care Dumnezeu vrea să reflecte această dragoste perfectă este prin căsnicia noastră, prin căsătoria fiecăruia dintre noi. Pentru că noi, căsnicia noastră, trebuie să fie un indicator, un semn care să arate înspre dumnezeire. Și în al doilea rând, Dumnezeu a mai îngăduit un alt exemplu care să fie pe pământul acesta care să arate înspre dumnezeire, biserica. Dumnezeu vrea ca biserica noastră nu doar să fie plină la timpul în care ne strângem aici. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi, când ne împrăștem în lumea asta, să arătăm înspre Dumnezeu. Și mă rog ca fiecare dintre noi să facem asta. Și fiecare familie să facă asta. Și dacă familia este cea care arată înspre Dumnezeu și creștinul, participantul la biserică, membrul, este cel care arată înspre Dumnezeu, o persoană care este căsătorită, atunci persoana aceasta este în parametri cei mai buni ca să arate înspre Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să facem fiecare lucru acesta. Și citim că scopul căsătoriei pe care Dumnezeu l-a avut este ca bărbatul și femeia să fie una. Nu una în orice, una în Domnul. Dumnezeu dorește ca să fim una în Domnul și El să ne ajute. Aș vrea să vorbesc despre aceste două persoane. Când mă pregăteam, zic, Doamne, oare de ce mi-am ales, nu știu, ce o să pot să vorbesc despre ei doi, că nu sunt foarte, foarte multe lucruri, nu am putut să-mi iau o altă familie. Și apoi tot pregătindu-mă și cercetând și am zis, Doamne, dar poate nu mai îmi ajunge acum timpul. Și încă o dată am realizat cât de glorios este cuvântul lui Dumnezeu. Când te pui, citești și după aceea lași un pic mintea ta să se desfășoare și să-și imagineze cum s-au întâmplat lucrurile, îți dai seama cât de grozav este cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i Eliada și Odiseea, îi ceva extraordinar. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Aș vrea să facem cunoștință cu această femeie din această căsnicie cu Maria și vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Luca, capitolul 1. Cred că știți că acolo găsim despre ea și despre Iosif, soțul ei. Și aș vrea să-i luăm pe rând și să vorbim câteva lucruri despre ei. Spune așa, deci Luca, capitolul 1, versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. În primul rând, dragii mei,
trebuie să vedem că această femeie era o femeie curată. Știm că Domnul Iisus și-a ales condiții grele pe acest pământ, dar când Domnul Iisus și-a ales părinții, s-a uitat la ce caracter aveau. O să găsim acest detaliu și despre Iosif. Dar uitați-vă la această femeie. Această femeie era în primul rând curată. Și mă uit la tineri. Unii, chiar în tabără, i-am ridicat în picioare, sunt în relații de prietenie. Urmează să se căsătorească câțiva dintre ei anul acesta. Alții o să facă pasul acesta. Avem atâția tineri în biserica noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm curați. Atâta de important este domeniul acesta. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne păstrăm curați, chiar după ce ne-am căsătorit. Apoi, spune în versetul 28, Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Ce calitate credeți că desprindem din acest verset? Păi vi-l mai citesc o dată sau măcar în parte. Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Cum credeți că era femeia aceasta? Îmi spune cineva? Smerită, Avram are răspunsul. Pentru că Dumnezeu dă har doar oamenilor smeriți. Deci avem o femeie curată și în al doilea rând avem o femeie smerită. Și dacă spuneam că surorile noastre mai tinere trebuie să fie curate, de asemenea și le ajute să fie smerite și atunci Dumnezeu poate să lucreze prin ele. Și la fel prin bărbați, lucrul acesta se aplică și nouă. Spune așa, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce puteau să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căreia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, împărăția lui nu va avea sfârșit. Imaginați-vă această femeie, surorilor dumneavoastră, puteți să înțelegeți mai bine. Să auzi despre copilul tău care nici nu știi, îi în tine, nu încă în tine, să auzi cuvintele acestea și continui. Va împărăți, în versetul 33, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și spune Maria, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Vă imaginați pe Maria încercând să înțeleagă ce îi spune îngerul acolo și spune Fiul lui Dumnezeu. În primul rând, n-am relație ca un bărbat, acum e și Fiul lui Dumnezeu. Vă imaginați cât de greu era de pătruns cuvintele acestea. Și spune în continuare, iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămeslit și ea un fiu la bătrânețe și ea căreia îi se zice stearpă este acum în a șasea lună. Din ce cauză? Ascultați! Pentru că aceste două sarcini, dacă vreți, sunt legate de Dumnezeu și spune în versetul 37, căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cum spuneam, dragii mei, deci când luăm să analizăm cuvântul lui Dumnezeu și spunem, Doamne, avem nevoie de lumină, găsim cât de nemărginit este cuvântul lui Dumnezeu. Și spune așa Maria, nu știu cât o înțeles de bine până acum, cât nu o înțeles, dar știți ce spune Maria? Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Nu știu cât de mult o înțeles sau cât de mult nu o înțeles, dar totuși o spus cuvintele acestea. Și vreau să vă mai arăt ceva și vreau să terminăm cu Maria. Aș vrea să vedeți care este atitudinea din inimă, interiorul acestei femei. Și o să ne uităm la fel la Iosif, la interiorul lui. Vă rog să deschidem pentru asta în capitolul 3 din Luca și găsim acolo cântarea Marie și spune începând cu versetul 46 și vă rog frumos, uitați-vă pe cine este accentul în această cântare pe care fără nicio problemă putem să o numim o rugăciune. Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor.
a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat cu bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și de sămânța lui în veac. Dragii mei, deci aș vrea să ținem cont de aceste caracteristici, de curățenia acestei, de curăția de inimă acestei femei, de smerenia ei și de atitudinea din inimă care era o atitudine de recunoștință față de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca cu toții să avem aceste calități. Aș vrea acum să întoarcem în Matei capitolul 1 și să vorbim un pic despre Iosif. În versetul 18, același pasaj, doar privit un pic altcumva, spune așa în versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logotită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Și spune așa, și de aici găsim descrierea acestui om. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Neprihănirea șede înăuntru nostru. Și acum uitați-vă cum continuă ca să vedeți cum se exteriorizează această neprihănire. Omul acesta neprihănit nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dragii mei, Iosif era un om neprihănit, era un om curat. Avea o stare, cum spuneam la Maria, o stare interioară de curăție. Și manifestarea neprihănirii se arată în gestul acesta. Nu voia să o facă să fie de rușine. Și dragii mei, cunoaștem, dacă vreți, prin semnul acesta, când suntem neprihăniți, când noi ne protejăm aproapele. Când știm un lucru care ar fi rușinos, când știm un lucru care, chiar dacă este adevărat, produce un deranj, dacă altcineva ar afla acea veste, noi trebuie să protejăm persoana aceea. Nu știm ce s-a întâmplat. Noi de multe ori auzim doar o veste, dar nu știm toate detaliile cu privire la acea veste. Și noi dintr-o dată am dat o veste mai departe. Dar, dragii mei, ce mult bine am face dacă noi, lucrurile care nu suntem siguri și de marea majoritate nu suntem siguri, dacă am ști să le menajăm, să le ținem. Doamne, Tu știi, e adevărat, nu e adevărat, e așa, nu e așa. Dumnezeu să ne ajute să avem atitudinea acestui om, care pe ascuns a spus, o să o protejez pe această femeie. Și știți, dragii mei, nu există mai mare rușine decât să se audă ceva cu privire la domeniul acesta al sexualității. E adevărat? Parcă când cineva aminte, ești gata să ierți, să uiți cândva. Dacă cineva a înșelat sau a avut un comportament sau care poate chiar a înjurat, trece un timp și a uitat. Dar când cineva calcă strâmb în acest domeniu, cam ai pus o etichetă pentru toată viața. Și diavolul încearcă în continuu să ne ispitească în acest domeniu. Pentru că știe că dacă ne strică imaginea în acest domeniu și altă persoană află, nu există un alt domeniu în care să ne afecteze mai tare pe noi și pe alții. Și apoi, când diavolul o reușit să ne facă pe unul să păcătuim, dacă mai există o persoană care știe lucrul acela, va face tot ce stă în putință să ne ispitească ca să ducem vestea aceea mai departe. Dar să avem atitudinea lui Iosif. Doamne, nu știu dacă e adevărat, nu știu cum s-a întâmplat, nu știu multe detalii, dar nu-i mai bine să ținem lucrul acela noi, nu-i mai bine decât să spunem și am o veste numărul 1 de la sursă sigură, nu-i mai bine să protejăm lucrul acela, să protejăm persoana aceea. Dumnezeu să ne ajute la toți. Aș vrea să ne gândim la un scenariu și imaginați-vă că cumva Iosif și Maria ar trăi cumva astăzi printre noi și imaginați-vă că ar urma să se căsătorească, da? Știți, în perioada în care ești aproape să te căsătorești, te întâlnești foarte, foarte des, pui la cale ultimele detalii și să spunem că Iosif îi trimite un mesaj. Maria, vreau să ne întâlnim în această seară, dacă se poate, la 7:30. Maria îi răspunde, da, zice, scrie Iosif, am niște detalii importante, aș vrea să ți le spun. Maria de asemenea zice, și eu am vești, n-o să-ți vină, asta era numai mintea ei. Și se întâlnesc Iosif cu Maria și
discută Iosif, știți, interesat cu cum se descurcă cu lucrurile, cum se apropie de acel moment, vorbește despre, hei, au mai rămas numai câteva zile până la căsnicie, Iosif caută o casă și spune, Maria, am găsit o casă, cred că ni se potrivește. Spune, da, sunt unele lucruri care trebuie reparate, dar nu uita, eu stâmplar și pot să mă descurc cu lucrurile acestea. Și Maria stă și ascultă și spune, și eu am o veste. Care era vestea? Sunt însărcinată. Ce veste mai proastă poate să audă un logodnic decât asta? Îngăduiți-mă să spun, nici măcar nu era copilul lui. Nu că asta ar face ca lucrurile să fie mai roz, dar tot ceea ce știa omul acesta despre femeia aceasta, care îi părea extraordinară, pentru că fiecare căutăm cea mai bună soție, da? Și simte că totul se năruiește în jurul lui și, Doamne, dar cu cine vreau să mă căsătoresc? Cum? Femeia asta? Și se gândea Iosif la aceste lucruri, se gândea, s-au despărțit. Nu știu, Dumnezeu știe ce a fost în inima lui. Cred că în noaptea aia, cel puțin în noaptea aia, nu a dormit. Mi-l imaginez, tot se gândea, totul s-a stricat, acum aproape să ne căsătorim și totul e dărâmat. Îmi imaginez, merge Iosif acasă, caută în Scriptură, măi, femei, au mai fost femei care au rămas însărcinate de la Duhul Sfânt și nu știu de ele. Îmi imaginez, poate intră pe, țineți cont, vorbim ca și cum s-a întâmplat astăzi, intră pe internet și caută femei însărcinate de la Duhul Sfânt, no results. Mai se mai uită, mai bagă altceva acolo și îi apare o prorocie. Fecioara va rămâne însărcinată. Isaia. Ok, poate se va întâmpla lucrul ăsta, dar nu cred că Maria e persoana în cauză. Să zic, ok, știți, câteodată parcă nu găsim răspuns și mergem la o persoană, zicem, e nevoie de o persoană care știe cu adevărat adevărul. Merge la un rabin și îl întreabă pe persoană, uitați, nu știu dacă o spus, uite, eu sunt în relație, uitați ce s-a întâmplat, sau poate, cum facem uneori noi, e vorba de un prieten în situația asta, știți ceva, puteți să mă ajuteți? Spune omul, măi, despre Mesia este o prorocie, dar nu știm când o să se întâmple. Dragii mei, lucrurile acestea, noi citim acolo, da, fecioara o va rămâne însărcinată și am trecut, dar gândiți-vă, pentru că la asta am vrut să pred din asta și m-am gândit ce era în mintea acestui om și în inima acestui om. Nu era ușor, sunteți de acord cu mine, nu era ușor. Nici în inima lui și nici în cea a Mariei. Și acum să ne uităm în versetul 20. Spune așa. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, adică să o lase cumva pe ascuns, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Știți ce îmi spune aceste versete cum continuă Sfânta Scriptură? Că un om care e neprihănit, care în lucrurile care le înțelege, face ceea ce știe că e bine. Când ajunge la răscruci de drumuri, Dumnezeu îi vine în întâmpinare. În zonele în care nu știe, stânga, dreapta, Dumnezeu îi vine în întâmpinare. Mă gândeam, Iosif și-a pus în minte să o lase pe Maria. Zice, măi, n-am mai auzit de un lucru din acesta. Și nu s-a întâmplat niciodată, nici înaintea lui, nici după. Ca să spunem, da, s-a mai întâmplat lucrul acesta, poate Maria e a doua. Și atunci Iosif nici nu o face de rușine și cumva alege poate un drum de mijloc și spunea, măi, poate ia-i femeia prin care Mesia o să vină în lume. Dar, dragii mei, cuvântul acesta mă încurajează enorm. Dumnezeu când știe că avem o frământare, când în voia Lui revelată umblăm pe urmele Lui, atunci când ajunge la un moment de strâmtorare, când e vorba de o altă țară, când e vorba de o decizie mare, Dumnezeu ne va ieși în cale.
Nu este nevoie să cerem poate sfatul cuiva. Noi trebuie să avem o relație direct cu Dumnezeu. Nu trebuie să credem că le știm pe toate, nu trebuie să mergem nici în cealaltă extremă. Dar de ce să nu ne sfătuim direct cu Dumnezeu? De ce să nu ne sfătuim direct cu Dumnezeu? Spune așa în versetul 24. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Și văd aici, dragii mei, ascultare imediată. Și știți, credeți că ascultarea asta a fost doar așa, o mutat-o pe Maria din casa părinților ei în casa lui? Știți ce preț trebuia să plătească Iosif în primul rând? Fiecare persoană, dragii mei, toți vecinii lor, tot satul lor, când se uita înspre ei, știți ce spuneam despre ei? Oamenii aceștia au trăit înainte de vreme împreună. Sunteți de acord cu mine? Și Iosif știa, dacă eu o iau pe Maria, eticheta asta o să fie pusă pe spatele meu. Fiecare om, până cred în ziua în care Iosif a închis ochii și câțiva oameni au avut după aceea revelație de la Dumnezeu să înțeleagă cine a fost Iosif, până în ziua aceea, fiecare om când se uita la el, vedea un om păcătos și o femeie păcătoasă. Însă știți ce creșteau Iosif și Maria împreună? Pe Dumnezeu. Vă dați seama? Vă dați seama, dragii mei, de câtă nevoie avem nevoie să fim în relație cu Dumnezeu? Dacă ai fi ascultat opinia oricărei persoane, ce ți-ar fi spus? Oamenii ăștia păcătoși. Știți când mai nasc surorile așa pe la 8-9 luni? Nu e așa că vă puneți anumite întrebări. Aici nu era nicio îndoială pentru că erau cel puțin 3 luni. Deci nu se putea spune. Dar, dragii mei, totuși, oamenii aceștia îl cresc pe Dumnezeu. Așa că, de ce nu, dragii mei, să avem grijă la lucrurile acestea și să-L căutăm pe Dumnezeu în toate lucrurile? Doamne, care e părerea Ta? Tu știi adevărul. Eu poate aud o veste, dar nu cunosc adevărul. Haideți să înțelegem că doar Dumnezeu știe adevărul și să stăm aproape de El. Și spune, ciudățenia este în versetul 25, dragii mei. Pentru că toți oamenii se uitau la ei și spunea, da, oamenii aceștia au păcătuit, acum Dumnezeu nu știu cum o să rezolve lucrurile, nu știu să mai fie mântuiți. Uitați ce spune în versetul 25. Dar Iosif n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Dragii mei, când toți oamenii se uitau spre ei și ziceau, oamenii ăștia de mult trăiesc împreună, Iosif, chiar și după ce s-au căsătorit, n-au avut relații intime. Vi se pare extraordinar lucrul acesta? Un om care spune, ok, o să iau decizia asta, știu că o să mă coste, dar Dumnezeu mi-a vorbit. Asta e voia lui Dumnezeu, o să o respect. Nu contează ce spun toți sau fiecare, pentru că nimeni nu spunea, eu cred că ceea ce împânte cu Mariei nu vine de la tine. Ceea ce împânte cu Mariei fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu venea cu încurajarea aceasta. Dragii mei, oare suntem noi dispuși ca dincolo de orice părere să facem voia lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute. Versetul 25 spune așa. Mă scuzați, hai să trecem în Matei 2 cu 13. Spune așa că după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul să-l omoare. Și ascultați cum ascultă acest om de Dumnezeu. Ascultați ce spune versetul 14. Iosif s-a sculat, a luat pruncul pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Dragii mei, așa trebuie să fie ascultarea noastră de Dumnezeu. Când Dumnezeu a vorbit, am înfăptuit. Amin? Putea să zică omul acesta, păi am fost deranjat cu visul acesta, stau acum până la 7, la 8, oricum ne așteaptă un drum greu. Omul acela, când a înțeles, asta e voia lui Dumnezeu, o împacheta și a plecat. Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători de voia Lui. Versetul 15. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Nu-i ciudat, dragii mei, cum oameni ca Isaac, ca Iacov, spunea și fratele Michael,
au mers în Egipt și au greșit și totuși Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său în Egipt? Dragii mei, nu știu unde ne trimite Dumnezeu. Dar dacă El ne vorbește, e bine să mergem în direcția aceea. Ne uităm la Avram și spunem, da, Avram a greșit că a mers în direcția aceea. Poate Dumnezeu pe mine mă trimite în direcția aceea. Este important să avem această comuniune cu Dumnezeu, să înțelegem, Doamne, în ce direcție mă vrei să merg acum? Și Dumnezeu să ne ajute să o înțelegem. Și spune în versetul 19 și vreau să mă apropiu de încheiere. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Putea Iosif să facă acest pas mai repede, dar așteaptă și Dumnezeu îi răspunde. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Și iarăși, din nou are frământări Iosif și nu știe unde să meargă, pentru că spune în versetul 22 că a auzit că în Iudeia, ok, nu mai e Irod, dar împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod. Și zice, s-a temut să se ducă acolo. Și ce face Dumnezeu, dragii mei? Când e vorba de stabilirea locului, Dumnezeu din nou iese în întâmpinare și spune așa, că a fost înștiințat de Dumnezeu în vis și a plecat în părțile Galilei. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să învățăm de la acești oameni mari, să înțelegem care este locul nostru, să ne ajute să ne păstrăm curați, sfinți și întotdeauna, oricât ne costă, să facem voia Lui. Amin.